Și de cât timp stați pe stradă sau? De 2 ani de zile. 2 ani? Și unde dormiți sau ce faceți? Pe unde apuc, doamnă. Pe unde apuc. Doamna în București am dormit. Avea șiriac 3 pentru una lângă alta. Într-o bancă avea 1500 de calculatori. Tata nu se ajută și nu se juca la noi, pe banii. Că omul să creșteți bani, nu. Dormeam deasupra metroului, domnule. Pe bancă, acolo mă puneam, mă culcam. Ce v-a făcut să vă mutați în Oradea? Să găsesc un loc cum să stau, domnule, să dorm să asta. Am fost în Brașov, n-am găsit. Am fost în Bistrița, n-am găsit. În Baia Mare, n-am găsit. Am ajuns în Timișoara, nu. Am lucrat la metalul Salonta. Ok. Făcut capul de bară pentru mașini. Și după ce am căzut de la etaj, am mai lucrat vreo 5 ani. Am depozit de asta de băuturi. Am stat cu femeie 40 de ani în Dej. 40 de ani. Și femeia am urs 6 ani. Cât am avut bani, m-am ținut copiii pe lângă ei, că nu m-am scăpat afară. Femeia a avut 2 copii din prima căsătorie, știi? Și... Zic că mi-e ieșa parcă nu ești la casă. Zic că mi-e. Și am vorbit cu judecătorii la tribunal. O zic că n-am dreptul că ei, nu știu cum o zic. Nu se poate, zic, dar tu când ai venit sau n-am nimic, am zis, da, cu cât? 300 de mii lei, zic, bani de aia albaștri, zic că el. Cum ați ajuns la cerșit? Ce? Dar ce să fac, doamne, dacă nu pot lucra nimic, nu pot face nimic. Sunteți bolnav? Da, băi, nu sunt. Ce anume aveți? Sau? Am căzut de la etajul 4, am fost în 89. Ați căzut de la etajul 4? Sigur, dar pe etajul 4. Deci așa este așa din muric și ăsta. Din 89? Da. Pe scările alea de la Beș. Wow. Am căzut în genunchi, mi-a intrat o scară aici și cu capul pe ăsta, pe șapte. Wow. M-a găsit-o pe sală din neamț. M-a cunoscut că ține, știi? M-a luat cu un altul sus și i-a zis, băi, hai că ne-l-i mor, de ce? Pe când s-a îmbrăcat să vie la spital, unii domnul Popa cu un altul. Deci, doctorul, deci, la morgă, de ce? Cum la morgă? A murit, de ce? Nu se poate, de ce? Vreau să-l trimiteți neapărat, de ce, la Dej, de ce? Și un ric asistente, ca asistente, ai făcut gargică la comandă, știi? Păi că-i dau 100 de mii de lei, zice, și 10 de lucruri, că nu să-l trimit acolo. O trimis. Bă, când mă rog acolo, bă, zice, o dat telefonul ăsta, că-i ruptă arcada, că ăsta, dar nici mă dacă n-ar, zice. Mi-a luat la colie mie, 2,8 la mie, bă. Asta-i rupt de bază, zice. Noi nu-i putem face nimic, că zice, în perfurii, zice, până voi, păi mâine, zice, îi ridicăm iar pe casă, zice, dacă i-a afectat capul, dacă nu, 6 luni a fost în comă, doamnă. 6 luni. Și cine a avut grijă dumneavoastră în comă? Soția. Soția? Și-a luat concediu. Și-a stat lângă dumneavoastră. Ce frumos. Da. Aveți dizabilități la mână, la picior? M-am nimic, domnule, că mă duc la doctor în, asta, în București, la 6-7 când se vine de iasă medicală, zic că n-am nimică. Și apoi cum poate omul ăla, zice omul ăsta? Uite că zice ce picioare are omul ăsta, ia. Da, ce sunt la ea. Deci cum se poate umbla omul ăsta dacă, ia, nu uite iar ce-mi face, vezi? Și de cât timp aveți picioarele așa? Eu 7-8 ani. Care e visul dumneavoastră cel mai mare în viața asta? Nu știu. Doamna, avem soție, eram bucuros că trăiesc cu ea și îi luam câte ceva, un cadou sau asta, să-l bucurarea pe doamna. Nu e, bă, ce eu zic? Ce-i cumpărați de obicei? Ce trebuie?
I-am zis că trebuie să facă, să cumpăr altul, nu contează decât el. Să aibă grijă de viața lor, Domnul. Să asculti părinții și asta... Ce să fac? Nu îi pot să-mi ca să meargă să poți sau asta. Să asculti părinții... Să fie cu minți, nu? Așa e, da. Vă mulțumesc mult și o să vă dau un mic cadou care sper să vă ajute, măcar pentru o zi. Niște biscuiți și bine. Ce mai am pe acolo. Bine, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Thank you for listening to John's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it at movdeo.com. I hope to see you again next week.